Poezia aceasta se cheamă Cuptorul și aș dori pe acolo când vom trece noi, fiecare un cuptor. Dar știi ce minunat este? Că butonul de la potențometru, de la termometru, e mâna lui Dumnezeu, vrei să fie lemn. În valea doua pe înserat, vedeai cum vine lucrătorii, ce toată ziua au lucrat la schela chipului turnat, de cum se arată zona. Că-și trebuia să rănațe sus, să-i cânte lung fanfara, căci împăratul lor le-au spus că au o sarcină de dus în ziua când va fi parată. Și mergea lucrul ca pe roți, că toți lucrau cu mărbătare, că-și trebuia mai presus de toți, de 66 de coți, să fie echipul lor cel mare. Că-și Nebucadnețar a vrut să se înalțe mai presus decât hadeii din trecut, și atunci prin chipul lui cel mut, întreg imperiul și-a spus. Dar nu era încrezător, ci ordinea ta să facă iute un cuptor, să bage frica în popor și slujitorii lui de stat. Știți, acolo printre ei erau și câțiva sortiți să fie robi. Erau iudei, ci nu se chinau la zei. Și nici la idolii ce opriți, căci Dumnezeu lor slăvit le-a dat porunci pe pietre scrise. Și prin Moise le-a vorbit, să nu vă faceți chip ciuprit, că eu sunt Domnul, el le-a zis. Dar Doamne, cum să mai slujești? Mai ales când alții fug și slujești robii la spăjug. Dar Domnul tocmai asta vrea de partea celui credincios. Întregă și mașii lui să stea, ca o lumină, ca o stea, să fie far luminos. Căci uite câți faldeți sus în chine chipului turnat. Adevărații credincioși sunt foarte rari, sunt mulți fricoși, chiar dacă mulți s-au botezat. Și în Babilonul plin de zei erau mai mulți izraeliți. Dar unde sunt celălalt iudei? Când valea dura numai trei, stau în credință neclintiți. Căci iată, oaspeții s-au adunat și orchestra cânta mereu, că-i ordin de la împărat în fața chipului turnat, să se închine toți la zeu, cu frunta până jos, cu fața până la pământ, în fața chipului frumos, căci împăratul e voios, căci toți îi tindea să-i cuvânt. Și un glas prerung a dat de zvon când valea i-a început serbarea. Trompetele să de ton, că sărbătoare în Babilon, la chip să de toți amare. Și nici vale și cipoi toate țineau măsura, iar oamenii, ca niște voi, s-au proștenut în valea lor. Și cum stăteau așa întinși pe vatra voiei cu lumină, în mijloc, trei israeliți stăteau în picioare neclintiți, că ei la inuri nu se închină. Atunci și aleșii dregători s-au dus și au spus marele împărat, când miile de slujitori au prins trei nepăsători ce-au necinstit chipul turnat. Ia să-i văd și eu pe acei, răspunse foarte supărat. Și dată tinere vei veniră toți trei, căci împărate ca chemat. Ia spuneți, n-ați înțeles sau nu n-ați vrut? De ce nu v-ați închinat în fața chipului turnat în care lumile temut? Acum fiți gata, nu mai stați în fața chipului să vă închinați, căci de nou în flăcări veți fi aruncați. Și aceasta fără echivoc, căci eu vă pedepsesc pe loc. Și care Dumnezeu din foc vă mai poate izbăvi? Oh, Dumnezeul nostru poate să ne scape din cuptor și chiar din mâna ta împărat. Și chiar de n-ar intervini cereasca în mână salvatoare, la idol noi nu vom sluji, că ei sunt morți și n-au suflat. Atunci, de 7 ori mai tare s-ar dă flacăra cu tot, că uite ce nerușinare, 3 evrei cu încăpățânare se țin de învățătura lor. Și-au legat cu strășnicie cu hainele ce aveau pe ei, să fie ca mărturie întreg Babilonul să știe de moarte celor 3 evrei. Și topitorul de aramă i-au aruncat pe cei legați. Dar iată, focul se destramă și tinerii, fără de teamă, stau în picioare dezlegați. Căci Dumnezeu lor trăiește și-a venit în ajutor. Un înger îi sprijinește, în clipe grele îi tărește, ca să reziste în cuptor. Măriți să fie Domnul! Atunci monarhul vrut să vadă numai ură, doar cerușă cu întreaga lui parată. Dar Doamne, nu putu să creadă când la cuptor deschise ușa, un fiu de Dumnezeu veghează asupra celor 3 eroi. Iar focul nu mai ne botează credința ce o avem în noi. Nu lasă Domnul niciodată pe credinciosul slujitor. Voi, sfinții lui fără de pată, ieșiți afară din cuptor. Căci Dumnezeul nostru e mare, atot puternic, El e sfânt. El e stăpân peste cuptoare, peste cer și peste mare, peste întreg pământ. Spre slava lui dumnezeiască, dau putere tuturor. Mulțimii tergi ca să-L cinstească. Că strălucirea lui cerească a fost văzută în cuptor. Și biruința prin credință schimba o țări întregi, cred eu. Și toți luară cunoștință că mai presus de orice ființă este Domnul veșnic, Dumnezeu. Mai să fie Domnul.